v-am regăsit la cele mai frumoase probleme de fizică, după ce în clipul anterior v-am prezentat o problemă a cărei rezolvare a avut nevoie de un pic de calcul integral. Azi vă prezint o problemă foarte ușor de rezolvat din punct de vedere matematic. Este o problemă frumoasă, altfel n-aș fi inclusă în acest playlist, și este legată de un fenomen cu care ne întâlnim tot timpul în practică, curgerea lichidelor. Fenomen care este studiat de capitolul mecanicii numit dinamica fluidelor, care nu se mai învață la liceu. În paranteză, fie spus, nu știu de ce nu se mai învață. Se pare că prin reforma învățământului, azi se înțelege să învățăm cât mai puțin și doar ce ne place. Dar vă asigur că această concepție nu are nicio legătură cu o adevărată reformă a învățământului. Și încă ceva, cu cât un elev învață mai multe, cu atât va fi mai pregătit pentru viață, deoarece tot ceea ce învățăm, indiferent din ce domeniu, ne face mai deștepți și mai capabili să înțelegem lumea din jurul nostru. Dar să trecem la problemă. Problema se referă la un rezervor care conține apă, așa cum vedeți în desen, iar întrebările sunt: la ce înălțime deasupra solului trebuie să facem o gaură în peretele rezervorului, în așa fel încât apa care va țâșni prin acest orificiu să ajungă la distanța maximă de rezervor măsurată pe orizontal, adică să cadă la cea mai mare distanță de rezervor. A doua întrebare este: cu ce viteză ajunge apa la nivelul solului în condițiile punctului întâi al problemei? Și în fine, a treia întrebare este: ce unghi face jetul de apă cu verticala, cu normala la suprafața Pământului în punctul în care cade? Să presupunem că rezervorul este plin și are înălțimea H mare, așa cum vedeți în desen. Asta înseamnă că și coloana de apă din rezervor are înălțimea H mare. În conformitate cu textul problemei, trebuie să aflăm cât este H mic, adică înălțimea la care am făcut un orificiu în peretele rezervorului, în așa fel încât X să fie maxim. Să vedem întâi cunoștințele teoretice necesare pentru a rezolva această problemă. Atunci când un lichid curge printr-o conductă, se poate aplica legea lui Bernoulli. Legea lui Bernoulli ne spune că există trei presiuni și că suma celor trei presiuni de-a lungul unei conducte este constantă. Această sumă se scrie în felul următor: P plus rho V pătrat supra 2 plus rho G H, unde P este presiunea statică, este presiunea care apare într-un punct al fluidului din cauza că apasă fluid, lichid, în cazul nostru, asupra punctului respectiv, avem o coloană de lichid deasupra, adică este presiunea hidrostatică, plus presiunea pe care o exercită pereții conductei asupra lichidului. Deci este presiunea statică, primul termen. Al doilea termen se numește presiune dinamică. Vedeți că ea depinde de viteza cu care se deplasează lichidul. Și a treia se numește presiune de poziție sau presiune de nivel, pentru că, după cum vedeți, ea depinde de H, de înălțimea la care se găsește conducta față de nivelul pe care l-am ales ca nivel de referință și care de obicei este nivelul solului. Și legea lui Bernoulli, repet, spune că această sumă este constantă. Suma celor trei presiuni de-a lungul conductei este constantă. Trebuie să fac aici precizarea că legea lui Bernoulli se poate aplica dacă curgerea este staționară, lichidul este incompresibil și dacă se poate neglija viscozitatea lichidului.
Curgere staționară înseamnă că într-un punct al lichidului viteza este constantă în timp. În toate punctele lichidului viteza este constantă în timp. Deci ea variază în funcție de poziția punctului, dar nu se schimbă în timp. Viscozitatea este o mărime fizică care măsoară forțele de frecare din interiorul unui fluid, în cazul nostru lichid. Atunci când încercăm să schimbăm forma unui lichid, apar forțe în interiorul lui, el se opune la schimbarea formei lui și mărimea fizică care măsoară acest lucru este viscozitatea. Incompresibilitatea înseamnă faptul că volumul lichidului nu se modifică odată cu presiunea. Nu putem să micșorăm și nici să mărim volumul apei. Cele trei condiții cerute de legea lui Bernoulli sunt în foarte bună măsură satisfăcute în problema noastră și voi explica de ce. Deoarece orificiul pe care îl facem în perete are aria mult mai mică decât aria întregului rezervor, mișcarea apei în rezervor, în acel timp scurt cât vedem noi ce se întâmplă până unde țâșnește lichidul, este extraordinar de înceată. Se face cu o viteză foarte, foarte mică și de aceea putem presupune că avem curgere staționară și ne permite de asemenea să neglijăm viscozitatea, pentru că practic nu se schimbă forma și volumul lichidului din rezervor. Cât despre incompresibilitate, la presiunile care apar într-un rezervor, volumul apei suferă variații atât de mici încât n-are sens să ținem seama de aceste variații. De fapt, toate lichidele sunt foarte, foarte greu de comprimat pentru că sunt gata comprimate de forțele de tensiune superficială. Poate că voi vorbi cândva și despre acest lucru. Deci, putem aplica legea lui Bernoulli în situația descrisă de problema noastră. În afară de legea lui Bernoulli, mai avem nevoie de legea mișcării uniforme și de legile mișcării uniform variate. Deci toate cunoștințele de care avem nevoie pentru a rezolva problema noastră sunt următoarele. Și acum să rezolvăm problema. Voi scrie suma celor trei presiuni din ecuația lui Bernoulli, odată pentru suprafața apei din rezervor și a doua oară pentru orificiu, pentru suprafața orificiului prin care iese apa. Sus, în rezervor, nu avem presiune statică, pentru că suntem la suprafața lichidului. Așa că acest termen lipsește acolo. De asemenea, putem presupune că și termenul al doilea lipsește, pentru că, așa cum am spus, viteza cu care se mișcă apa în rezervor este extraordinar de mică. Și atunci, termenul acesta este practic zero. Așa că singura presiune care există și care ne interesează la suprafața apei din rezervor este presiunea de nivel sau presiunea de poziție, care este rho g ori h mare, pentru că atât este înălțimea apei din rezervor. Acum să vedem această sumă pentru orificiul prin care iese apă. Acolo, din nou, nu avem presiune statică, pentru că acolo deja apa nu mai este închisă într-o conductă sau într-un rezervor. A ieșit deja și nu se mai exercită o presiune hidrostatică asupra ei. În schimb, al doilea termen există pentru că acolo apa are viteză. Țâșnește din rezervor. Deci avem rho ori V pătrat pe 2 și mai avem și presiune de poziție plus rho g ori h mic. H mic fiind, așa cum vedeți pe desen, înălțimea la care se găsește orificiul. Conform ecuației lui Bernoulli, suma presiunilor
sus, la suprafața apei, trebuie să fie egală cu suma presiunilor la nivelul orificiului. Așa că pot să scriu că rho v pătrat pe 2 plus rho g h mic trebuie să fie egal cu rho ori g ori h mare. Și acum pot să scriu rho v pătrat supra 2 este egal cu rho g pe lângă h mare minus h mic. Și de aici rezultă că v pătrat, viteza cu care iese lichidul prin orificiul pe care l-am practicat în peretele rezervorului, la pătrat, deci v pătrat, este egală cu 2 ori g, pentru că rho se simplifică, 2 ori g mic pe lângă h mare minus h mic. Cei care obișnuiesc să rezolve probleme de mișcări, de cinematică, au recunoscut în această egalitate formula lui Galilei. Viteza cu care iese apa prin orificiul din peretele rezervorului este egală cu viteza pe care ar avea-o dacă ar cădea de la înălțimea h mare, de la suprafața apei din rezervor, până la înălțimea h mic, până la înălțimea la care se găsește orificiul. Deci, încă o dată spun, viteza cu care țâșnește apa din rezervor, prin orificiul pe care l-am făcut în peretele rezervorului, este aceeași cu viteza pe care ar avea-o dacă ar cădea de la nivelul superior al apei din rezervor până la nivelul orificiului. Asta ne arată această formulă. Avem, deci, viteza cu care iese apa din rezervor și această viteză va rămâne aceeași pe orizontală tot timpul zborului lichidului până când ajunge pe pământ, pentru că nu există forțe pe orizontală care să modifice această viteză. Pentru că neglijăm frecarea cu aerul, putem să neglijăm fără probleme. Deci putem considera că pe orizontală avem o mișcare uniformă cu viteza v. Și atunci x, distanța la care ajunge apa până când cade, este v ori t. Așa că dacă am ști și timpul, am putea să-l calculăm pe x. Păi e ușor de calculat timpul, pentru că apa, în timp ce se deplasează pe orizontală, mai și cade. Și știm foarte bine că cele două mișcări sunt independente, se suprapun fără a se influența una pe cealaltă. Și știm că timpul de cădere de la înălțimea h este radical din 2h supra g, din legea spațiului pentru mișcarea uniform, variată. Și atunci x va fi, v este radical din 2g pe lângă h mare minus h mic și mai bine înmulțit cu radical din 2h supra g mic, deci pot să scriu subradical expresia 2h pe g mic și atunci accelerația gravitațională se simplifică. 2 ori 2 e 4, care iese de sub radical și avem în final formula x este egal cu 2 radical din h mic pe lângă h mare minus h mic. Distanța la care cade apa care a țâșnit prin orificiul din peretele rezervorului se poate calcula cu această relație și ea nu depinde decât de h mare și de h mic. Avem deci această expresie pentru x și noi vrem să găsim valoarea lui h mic în funcție de h mare, evident, pentru care x va fi maxim. Avem sub radical o funcție de gradul 2 în h mic care arată așa, minus h mic pătrat plus h mare ori h mic și dacă o egalăm cu 0, obținem o ecuație de gradul 2 în h mic. Știm că o ecuație de gradul 2 ax pătrat plus bx
egal cu 0 are valoarea maximă pentru, are valoarea extremă pentru x este egal cu minus b supra 2a. În cazul nostru, variabila este h mic și va fi egal cu minus h mare supra minus 2, adică h mare supra 2. Și am găsit că distanța pe care o parcurge jetul de apă pe orizontală până când ajunge la nivelul solului este maximă dacă h mic este h mare supra 2. Adică, cu alte cuvinte, dacă orificiul este la jumătatea distanței dintre partea de sus a apei și sol, la jumătatea lui h mare. A doua întrebare a fost ce viteză are apa în momentul în care lovește solul, în care ajunge jos. Așa cum vedeți pe desen, această viteză are două componente. Componenta pe orizontală, pe care am calculat-o, o știm, este VO, viteza pe orizontală, radical din 2G pe lângă H mare minus H mic. Și mai avem viteza pe verticală, care este viteza pe care ar avea o apa dacă ar cădea liber de la înălțimea H mic până la nivelul solului, adică tot cu formula lui Galilei, se poate calcula că viteza pe verticală este radical din 2g h mic. Și viteza rezultantă se poate calcula, așa cum din nou puteți vedea în desen, cu teorema lui Pitagora. Viteza rezultantă la pătrat este viteza pe orizontală la pătrat plus viteza pe verticală la pătrat. Adică v pătrat va fi 2g pe lângă h mare minus h mic plus 2g h mic. Și se observă că dacă desfac paranteza, atunci termenul 2g h mic, termenii 2g h mic se reduc și obținem că v pătrat este 2g ori h mare. Adică viteza pe care o are apa când lovește solul este aceeași cu viteza pe care ar avea-o, numai că atunci ar fi pe verticală, dacă ar cădea de la înălțime H mare. Și e normal să fie așa din cauza conservării energiei. Dacă ne gândim doar la un volum mic de apă care a plecat de la înălțime H mare și acum ajunge jos la nivelul solului, atunci energia lui potențială de sus, mg ori h mare, trebuie să fie egală cu energia lui cinetică în momentul în care ajunge jos, indiferent pe ce traseu s-a întâmplat asta, adică trebuie să fie egală cu mv pătrat supra 2. Și din această relație de conservare a energiei, se obține relația pe care am găsit-o noi cinematic mai înainte. Am aflat deci că distanța x va fi maximă dacă h mic este h mare supra 2 și acum putem să găsim foarte ușor și cât este x maxim. X maxim va fi de două ori radical din h mare supra 2 pe lângă h mare minus h mare supra 2. H mare minus h mare supra 2 este h mare supra 2 și înmulțit cu h mare pe 2 avem un pătrat perfect. Iese de sub radical h pe 2, 2 se simplifică și găsim că x maxim este egal cu h mare. Distanța maximă la care poate să ajungă lichidul care țâșnește prin orificiul din peretele rezervorului este egală cu înălțimea coloanei de apă din rezervor și asta se întâmplă atunci când orificiul este la jumătatea înălțimii coloanei de apă. Acum e foarte ușor de răspuns la întrebarea a treia, ce unghi face jetul de apă când atinge pământul cu normala la suprafața pământului, adică cu verticala.
Acest unghi se vede din desen, este același cu unghiul pe care îl face viteza jetului de apă cu verticala, pentru că viteza este tangentă la traiectorie. Și atunci se poate vedea că tangenta unghiului alfa este egală cu cateta opusă, este viteza pe orizontală, supra cateta alăturată, viteza pe verticală. Deci tangenta unghiului alfa va fi viteza pe orizontală, știm că este radical din 2 g mic pe lângă h mare minus h mic, supra viteza pe verticală, știm că este radical din 2g h mic. Dar suntem în condițiile punctului întâi, adică suntem în condiția în care x este maxim, ceea ce înseamnă că h mic este h mare supra 2. Sau h mare este 2 h mic. Și dacă aici în loc de h mare voi scrie 2 h mic, 2 h mic minus h mic este h mic și înseamnă că la numărător am aceeași valoare ca la numitor. Și înseamnă că tangentă de alfa este 1, ceea ce înseamnă că alfa are 45 de grade. Deci în momentul în care jetul atinge pământul, el face un unghi de 45 de grade cu verticala și cu orizontala, pentru că dacă e 45 de grade, înseamnă că cele două unghiuri sunt egale. În final, o completare, cred, interesantă. Formula lui X ne arată că și dacă h mic este egal cu 0, și dacă h mic este egal cu h mare, x este 0. H mic egal cu 0 e clar ce înseamnă. Orificiul este chiar la suprafața Pământului. Bineînțeles că în acest caz, distanța parcursă de apă pe orizontală până când ajunge la Pământ este 0, pentru că apa este deja pe Pământ în momentul în care iese. H mic egal cu H mare înseamnă că orificiul se găsește chiar la nivelul de sus al apei din rezervor. Ei, acolo nu avem presiune. Lichidul nu țâșnește, apa nu țâșnește, ci doar se prelinge pe peretele rezervorului și din nou nu parcurge nicio distanță pe orizontală. Deci asta înseamnă că dacă mă îndepărtez de mijlocul rezervorului, cu cât voi fi mai departe de mijlocul rezervorului, fie în sus, fie în jos, cu atât, dacă voi face acolo un orificiu, x va fi mai mic. Și asta mai înseamnă că dacă vreau ca x să aibă o anumită valoare, x, bineînțeles, mai mică decât x maxim, există două orificii pentru care se va întâmpla acest lucru, adică apa să parcurgă pe orizontală distanța x până când ajunge jos. Unul dintre ele se va găsi sub mijlocul rezervorului, al nivelului apei din rezervor, să notăm înălțimea la care se va găsi acesta cu H1, și unul se va găsi deasupra mijlocului coloanei de apă, să notăm înălțimea la care se găsește acesta cu H2. Vedeți în desen această situație, apa care țâșnește prin cele două orificii parcurge aceeași distanță pe orizontală până când ajunge jos. Și vreau să găsim relația dintre H1 și H2. Lucru care este foarte simplu, pentru că îl vom scrie pe X odată în funcție de H mic 1, odată în funcție de H mic 2. Deci odată avem că X este egal cu 2 radical din H mic 1 pe lângă H mare minus H mic 1 și tot X este egal cu 2 radical din H mic 2 pe lângă H mare minus H mic 2. Dacă egalăm părțile din dreapta, obținem H mic 1 ori H mare minus H mic 1 la pătrat este egal cu H mic 2 ori H mare minus H mic 2 la pătrat. Care se poate scrie H mic 2 la pătrat minus H mic 1 la pătrat este egal cu H mare pe lângă H mic 2
minus h mic 1. Și ținând seama de faptul că h mic 2 la pătrat minus h mic 1 la pătrat se poate scrie h mic 2 minus h mic 1 pe lângă h mic 2 plus h mic 1 și totul va fi deci egal cu h pe lângă h2 minus h1, atunci ecuația se poate împărți la h2 minus h1 și obținem relația h mic 1 plus h mic 2 este egal cu h mare, care, dacă vă uitați pe desen, ne arată că, de fapt, cele două orificii sunt situate simetric față de mijlocul înălțimii coloanei de apă. Deci asta înseamnă, în concluzie, că dacă am un orificiu care se găsește la distanța, să zicem, Y, deasupra mijlocului coloanei de apă și unul care se găsește la aceeași distanță Y, dar sub mijlocul centrului coloanei de apă, atunci distanța parcursă pe orizontală de cele două jeturi care vor țâșni din cele două orificii va fi aceeași. Sau, cu alte cuvinte, cele două jeturi vor cădea în același loc. Sper că v-a plăcut problema. La revedere!